Și acum, acolo în culise, în boxe, a suflat emoțiile care îl mai încărcau și se apropie de noi. Nicolae Hodină, paralist. O să vină cu mesajul sau cu ecoul celui care a fost, este și cred că mai urmează să ne fie colegul nostru de scenă, domnul Gheorghe Urschi.